Nenorocirea s-a produs în dimineața zilei de miercuri 1 mai pe drumul județean care face legătura între localitățile Moara și Frumoasa din județul Suceava. O cameră de supraveghere a surprins momentul în care o mașină a lovit un pieton. În urma impactului, victima în vârstă de 26 de ani a decedat, iar șoferul de 21 de ani a fugit de la locul faptei. După 2 ore de la producerea accidentului, șoferul a fost identificat de polițiști. Când oamenii legii au ajuns la poarta casei sale, conducătorul auto s-a baricadat în locuință. Însă în momentul în care polițiștii au solicitat acestuia să îi însoțească, bărbatul a refuzat să părăsească proprietatea sa privată, precum și să permită accesul polițiștilor. În cele din urmă, tânărul a fost convins să se predea. El a ieșit din casă însoțit de avocatul său. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest și rezultatul a ieșit pozitiv. Erai dimineața la volantul? Îți face și un control. De ce nu ai vrut să ieși când au chemat polițiștii? La capot. Lasă-l aici, că-i facem repede și până încă. Ai telefonul? Telefonul și portofelul și pachetele. Acesta a fost preluat, a fost condus la unitate medicală, fiindu-i prelevate probe biologice. De asemenea, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o valoare de 0,71 mg per litru alcool pur în aer expirat. A fost testat și cu aparatul drug test, rezultatul fiind negativ. Avocatul șoferului care a provocat accidentul mortal a declarat că tânărul nu a avut intenția să fugă de la locul accidentului sau să îngreuneze ancheta polițiștilor. Șoferul susține că a aflat de la un prieten că a produs un accident rutier mortal. Ideea este că nu știi cum s-a întâmplat, era destul de speriat când am intrat în casă. Evident că a fost disponibil să colaboreze, să meargă cu poliția, nu știa ce s-a întâmplat efectiv, s-a trezit pur și simplu acasă. L-a sunat cineva, un prieten, un cunoscut, spunându-i că a fost implicat într-un accident de circulație în care a rezultat decesul unei persoane, unei pietoni. Adică el nu și-a dat seama că a lovit pe cineva? Sau nu și-aduce aminte că a fost la volan? Nu și-aduce aminte absolut nimic. Ori din cauza sperieturii, pe moment, poate cu timpul, o oră, două, trei, o zi, două, să-și revină, să-și aducă aminte și să poată povesti mai mult. A consumat alcool sau alte substanțe interzise? Spunea că ieri a consumat alcool, da, ieri. Ieri a vizionat meciul cu niște amici și pe fondul ăsta a consumat alcool. Dar n-a condus ieri. S-a constituit în cauză un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului, dar și conducerea unui autovehicul sub influența băuturilor alcoolice, urmând a se dispune față de bărbat și măsuri procesuale. Un cetățean britanic care locuiește în imediata vecinătate a locului în care s-a produs accidentul rutier a declarat că anul trecut a sesizat Consiliul Județean Suceava cu privire la faptul că drumul pe care s-a produs tragedia nu este sigur nici pentru șoferi și nici pentru pietoni. Bărbatul i-a cerut administratorului drumului să construiască trotuare și să asigure iluminatul stradal. I wrote to the council and explained to them that there are serious problems this will cause to people, that people are looking for an accident. Every day we see people trying to jump out of the road as cars go past. And the council wrote back to me saying that the plans were made before the houses were built, so that there's nothing they can do about changing the plans. They have to carry on digging the roads. I have repeatedly asked them to put in sidewalks and street lights because I was aware, watching from my office, that somebody was going to get killed. And I have the documented proof that I wrote to them. Britanicul a mai spus că a depus o sesizare și la primăria comunei Moara. În răspunsul pe care l-a primit de la primărie, se arată că drumul se află în administrarea Consiliului Județean Suceava.